Biserica Sfânta Treime din satul Copăceni, raionul Sângerei. Biserica cu hramul Sfânta Treime este podoaba și marea frumusețe a satului Copăceni, ce și-a clădit vatra străbună între coline pe cursul de sus al râului Ciulucul Mare. În statutul comunei e fixat Copăceni, atestat la 28 iulie 1569. Într-un uric din 7 martie 1573, dat urmașilor răposatului boier Cobac, se pomenește de Ocina cu Becini, pe Ciulucul Mare. Cu numirea Cobăceni, Siliște apare într-un hrisof semnat de voievodul Ieremia Movilă, la 17 martie 1604, când Nestor Ureche a cumpărat această mușie. În 1643, Cobăceni pe Ciuluc se află în proprietatea cronicarului Grigore Ureche, feciorul lui Nestor Ureche. În 1777, Constantin Moruz, domnitor al Moldovei de origine greacă, a făcut danie feciorului său Alexandru Moruz, un șir de sate, printre care și Copăceni, Prepelița, Pepeni, Sângerei. Bisericuța cu pereți de nuiele împletite, muroiți cu luci și acoperite cu stuh, fusese ridicată în 1771 de către boierii din neamul Cheșu. La 4 iulie 1813, paraclisierul Gheorghe din Copăceni făcu un demers la mitropolie, prin care ceru blagoslovenie pentru a pune temelia unei biserici noi, căci și lemn și materiale trebuincioase și meșteri stau gata. Biserica din piatră a fost ridicată cu cheltuiala stolnicului Ioan Cheșu, care stăpânea aici 123 gospodării, 100 fălci de pădure, un iaz, întinse terenuri arabile, mânoase finețe în lunga Ciulucului. În 1835, Biserica Sfântă Treime din Copăceni avea doi preoți, Vasile Manea și Axentie Parlov, doi dieci, oameni cu știință de carte, dascăl. Școala parohială ia începutul din 1864. Menționăm că timp de 40 de ani, perioada anilor 1948-1988, biserica a fost închisă. Prin decretul mitropolitului Serapion Fadeev, la 22 iulie 1988, preotul Valeriu Dubenco este numit paruhul bisericii cu hramul Sfintei Treimi, satul Copăceni, raionul Sângerei. La 2 august 1988, de pomenirea Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanu, preotul Valeriu Dubenco a săvârșit prima și dumnezeiasca Sfânta Liturghie. O reparație capitală, atât în interior cât și în afara bisericii, a fost făcută între anii 1988-1992. Pe teritoriul bisericii a fost construită o nouă casă parohială. În vara anului 1992, luna august, Sfânta Biserică este vizitată de înalt preasfințitul Vladimir, mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove, dintr-o care a și sfințit acest sfânt lăcaș. În timpul Sfintei Liturghii, preotul Valeriu Dubenco a fost avansat în rangul de protoiereu. În anii 2010-2013, în urma unei reparații mici, s-a reînnoit iconostasul. A fost construit un nou gard de blocuri de beton. Tot în această perioadă a fost aurite crucile de pe cupolele bisericii. Conform planului cadru, în gimnaziul Copăceni din anul 2010 se citesc ore de religie în clasele 1-9 de către profesoara Rusu Carolina. Cuvântul lui Dumnezeu este predicat de către slujitorul bisericii, protoiereul Valeriu Dubenco. Corul bisericii este condus cu multă iscusință de Maria Broiescu. Sfânta Biserică este locașul care aduce cuvântul lui Dumnezeu în inima fiecărui creștin din sat.